Dragostea durează 2 luni, nu 3 ani, așa cum era într-o carte. Dragostea de sine, sigur. O femeie din Brazilia a decis să divorțeze de ea însăși la 2 luni după ce s-a căsătorit cu propria persoană. Motivul? S-a îndrăgostit de altcineva. Chris Galera e model, iar în luna septembrie șoca o lume întreagă atunci când a apărut singură în fața altarului, decisă să se căsătorească cu ea însăși. Era sătură să se bazeze pe bărbați și să fie dezamăgită. Îmi era tot timpul teamă să fiu singură, dar mi-am dat seama că trebuie să învăț să mă bucur și să mă simt bine cu propria persoană. În momentul ăsta chiar am reușit acest lucru, am vrut să sărbătoresc, spunea brazilianca. Acum a întâlnit însă un bărbat și a început din nou să creadă în dragoste. Așa că divorțul a fost o decizie firească, spune ea. Rămâne de văzut dacă va ajunge din nou în fața altarului și rămâne, cu acest bărbat. Rămâne de văzut și unde o să ajungem noi, că poate o să ajungem la nebuni. Mi se pare că societatea actuală ține cu toți dinții să ne demonstreze că tot ce am trăit noi până acum mii de ani e prost. Nimic nu mai este bun. Deci acum este o normalitate să te căsătorești cu tine, cu tine, cu tine. Lasă-mă că asta cu tineri, nu? Marea depresie. Păi, dar nu, că avem și noi. Generațiile trecute au avut, a fost Marea depresie după război, da? Nu e nicio problemă. O avem și noi, Marea depresie, pentru că o luăm încet, încet razna. O să fie mai ușor și pentru cei care își doresc că în viitor o să te căsătorești cu obiecte, cu străzi, cu țări, cu animale, că tot, na. Ce să-mi scoată ochii. Crezi că zoofilia, la un moment dat, nu va deveni o minoritate sexuală? De ce n-ar deveni? Ce te poate opri? Știi, în general, partenerii își scot ochii unul altuia că nu se înțeleg, dar deci scoți ochii singuri.